Salut, sunt Vlad Bătrânu și împreună cu domnul profesor Florin Neghita și încă câțiva colegi din Student Show vom prezenta oferta noastră educațională Colegiului Național Cantacuzino din Târgoviște. Musafirii noștri de la Universitatea Transilvania din Brașov. Era teamă să nu greșesc, am tras cu... Nu știu câte sunt atât de multe. Evident că Universitatea Transilvania este cea mai cunoscută din zona aceasta. Și aș dori să fiți cu mare băgare de seamă, pentru că ține de viitorul vostru și de mândria noastră. Dacă veți ajunge la universități și la secții ale universităților respective foarte bune, unde vă regăsiți, atunci și noi suntem mulțumiți că poate am pus acolo la rădăcina voastră un pic, câte un pic așa, pe care să vă aduceți aminte după aceea și să ne respectați. Am fost acum colegii mei de prezentare. Sunt altfel, sunt studenții mei de la Facultatea de Sociologie și Comunicare, secția Comunicare și Relații Publice. Posibilitatea de a avea experiență internațională. Deci, practic, cu toată Europa avem aceste relații, la nivel de universitate, la nivel de facultate, sunt vreo 10 țări, o să le vedeți mai târziu, cu care avem colaborări. Mai nou s-a deschis acest program Erasmus și pentru țări non-UE. Deci, teoretic, se poate studia, dar sunt foarte puține locuri, adevărat, concurența este foarte mare, în America de Sud, în Africa de Sud, în Australia, în Canada, în Statele Unite. Aceasta este sigla facultății noastre, pe care o schimbăm, o lucrăm la ea, dar e sigla cu care am făcut facultatea. Programele de studiu pe care le are de oferit facultatea noastră. Programele de licență. Primul este comunicare și relații publice, unul dintre cele mai... Deci cei care din clasa 18, cu siguranță anul viitor veți avea ocazia să optați și pentru al cincelea program oferit de facultatea noastră, media digitală. Deci, la început, știți foarte bine că tot ce înseamnă internet, noile medii online, sunt folosite tot mai mult și sunt mai eficiente decât mediile tradiționale în comunicare. Înainte să vă prezint programele de master, am să vă povestesc un pic despre poză, că nu am ales-o la întâmplare. Aceasta este panorama pe care noi o avem din corpul nostru, corpul T, care se află pe Bulevardul Eroilor. Facultatea noastră se află la etajul 2 și oferă o panoramă foarte, foarte frumoasă. Am depus dosar și acolo, dar vreau să spun că nu se compară cu Bulevardul Brașov, vă asigur de asta, și din punct de vedere al profesorilor. Pe studiu sunt aceste țări pe care le are... cu care suntem parteneri în cadrul facultății. De ce Brașov? Pentru că iernile sunt mai frumoase în altă parte. De exemplu, după părerea mea, Brașov este cel mai bun loc pentru schiat. Sunt Baiana Brașov. Nu sunt mai frumoase în altă parte. Exact. Nu. Nu sunt mai frumoase. Așa, aceasta este strada Postăvarului, pe care întâmplător stă și bunica mea. Aici un romantic incurabil a scris un mesaj pe terenul de sport de Câmpa. Bună, Ștefania. Te-ai hotărât ce facultate ai dorit să urmezi după terminarea liceului? Întreabă la tot. Dacă se poate. Pe care aș vrea să le iau. Și ai luat în Brașov în considerare? Da. Îți place orașul? Se pare liniștit? Ai mai fost în Brașov? Da, e foarte mult în Brașov și tocmai de aceea pentru că este un loc foarte liniștit și mi se pare un loc foarte bun pentru a studia și pot alege un profil pe care sunt în acest moment. Foarte bine. Bună, Roxana! Te-ai hotărât ce facultate vrei să urmezi după terminarea liceului? Da, germană. Da. Ai luat Brașov în considerare? Deci vei urma studiile în Brașov. Da. Cum ți se pare orașul Brașov? Foarte cald, foarte primitor, liniștit. Cam tot ce caut eu pentru un stil de viață. Da, deci consider că este un loc foarte bun pentru a fi student. Da. Pentru a trăi și în continuare și o experiență deosebită pentru studenții. Ce fi la cursă vitesc cu lumină, cum e asta? În culoare la subsol,
într-o beznă totală, niște aparate de fotografiat cu expunere foarte lungă și pe urmă ori cu telefonul, ori cu diverse lumini, LED-uri, așa, pe parcursul a câteva zeci de o secundă, 10, nu știu, în funcție de, de expunere, și făceau tot felul de forme. Mm. Desenam în aer așa și tot ce făceam prin aer rămânea acolo ca o dungă. Extraordinar de frumos, extraordinar. Step by step se referă la implicarea familiei efectiv în școală și în viața școlară a elevilor. Din păcate, elevii și părinții, special, ei înțeleg ca un fel de after school, ceea ce e total greșit. Step by step cu... Deci un fel de mod de învățare. Mod de învățare, alături de părinți. Părinții se vor implica în viața. Practic este greu la noi, dar teoretic așa ar trebui.